multimetre pe scală de 200 miliamperi. Trecem acum la realizarea montajului. Se leagă elementele în circuit, rezistențele. Se pun bateriile în soclu. Se conectează în circuit. Conectăm aparatele de măsură. Urmează să măsurăm intensitatea curentului în două ramuri. Apoi, măsurăm intensitatea curentului în a treia ramură. Astfel se obțin intensitățile. Continuăm prin a regla un multimetru pentru măsurarea tensiunii continue până la 20 V. Se măsoară tensiunea electromotoare a surselor la mersul în gol. Se verifică legile lui Kirchhoff pentru rețeaua dată. Se pot face mai multe măsurători cu alte rezistențe, cu alte surse. La bobina exterioară se cuplează un bec de 3,5 V. La bobina interioară se cuplează un curent alternativ de la sursă, tensiunea circa 5 V. Se reglează un multimetru pentru măsurarea tensiunii alternative până la 20 V și se conectează la bornele bobinei interioare. Punem adaptorul în priză. Se conectează la placa sursă, iar sursa se conectează la circuit. Se observă funcționarea normală a becului și se notează indicațiile voltmetrului de la sursă, U 0,38 V. Se observă că becul funcționează normal, deci tensiunea la bornele sale este de circa 3,5 V. Se urmărește numărul de spire de la cele două bobine, 80, respectiv 800 de spire. Se trag concluzii. Observăm că la numărul mai mare de spire și tensiunea este mai mare, tensiunea fiind proporțională cu numărul de spire. Pe măsura scoaterii bobinei interioare, scade intensitatea cuplajului inductiv. Becul va lumina din ce în ce mai slab.